Bună tuturor, bună la toată lumea, sper că aveți o zi frumoasă, sper că sunteți bine, sper că faceți bine. Astăzi am primit un colet de la Ladies, n-am mai plasat un colet, o comandă de foarte mult timp, de un an, cam așa bănuiesc eu. Principalul motiv pentru care am plasat această comandă a fost un parfum, am să vi-l arăt imediat, trebuia să desfac cutia repejor și să mă uit un pic peste produse să văd dacă toate sunt la locul lor. N-am desigilat foarte multe, nici nu m-am uitat peste multe, doar peste o cutie de manicură, French Manicure Kit se numește, de la Isabelle Dupont. Această firmă este foarte veche la Ladies, este o firmă foarte bună, văd că au adus din nou multe produse de la Isabelle Dupont la Ladies și sunt foarte încântată de această firmă. Este vorba de trei oje. Eu am ales în aceste nuanțe, fiindcă se putea alege în mai multe nuanțe la manicura franțuzească, puteați alege în locul acestui crem un roz mult mai deschis. Bineînțeles că acest set, ia uitați ce frumos, are așa un luciu, niște particule strălucitoare acest crem. Acest set venea împreună și cu niște benzi protectoare pentru unghiile voastre. Acest set a costat 20 de lei. În continuare am să vă arăt parfumul pentru care am plasat această comandă. Mai ales este vorba de Aristea. Nu știu cum sunt parfumurile de la Aristea. Eram foarte curioasă să le încerc. Chiar foarte, foarte curioasă și am să vă spun părerea mea sinceră despre ele. Eu sunt o mare fană, pentru cine nu mă cunoaște, a scoicilor, a elementelor marine și când am văzut acest parfum am zis ar trebui să fie exact ce-mi doresc, fiindcă îmi plac mirosurile așa mai fresh, mai mistice, mai condimentate și acesta, având sirena pe el, m-am gândit exact acolo duce, unde vreau eu. Așa că am să vi-l arăt așa, am preferat să nu fac atât de mult zgomot și să vă arăt produsele într-o manieră mult mai fără zgomot. Scrie așa pe sticlă, You see me as a stranger in this universe. Ciudat. Bineînțeles că fiecare parfum din această gamă Zero a fost diferit. Acesta este Familiarity, așa se numește el, Familiarity. Ia să vedem și cum miroase. Miroase foarte, foarte interesant. Am pulverizat un pic pe mână să vă spun exact cum miroase. Ia uitați ce bine arată. Arată foarte, foarte bine. Și vreau să vă spun că am auzit păreri foarte bune despre aceste parfumuri. Urmează să vă spun și părerea mea sinceră despre ele. Da, este o aromă exact cum mă gândeam eu că este. Este așa mai misterioasă, mai condimentată, mai un pic mai fresh, dar și puțin dulce în același timp. Foarte, foarte mult îmi place acest parfum, chiar foarte tare. Îmi place. Apoi am mai comandat aceste benzi, ca să le spun benzi sau cum să le spun mai bine, din silicon, tălpici, eu le-aș zice, pentru picioare, pentru sandale, pentru orice fel de pantof de care aveți nevoie. Eu mă simt un pic incomodă în pantofii cu toc și atunci apelez la acest salvator, să le zic așa, pentru că fac mersul în tocuri mult, mult mai confortabil. Sunt două, cred că sunt mai subțiri așa de felul lor. Nu mai știu exact cât au fost, cred că 10 lei sau mai mult. Mă scuzați că n-am acum prețurile să vi le arăt. Această cremă Arnica, cu arnică montană. Vreau să vă spun că această gamă Healthy Happy Life are o varietate de produse pentru articulații, pentru dureri,
pentru îmbunătățirea circulației, eu vi le recomand, eu am mai cumpărat de la ei, am fost foarte mulțumită, cine a mai cumpărat mi-a spus că a fost foarte mulțumit, chiar și-au făcut treaba, au avut efect și de ce nu, a fost la reducere, am zis că trebuie să o cumpăr, este o cremă antiseptică, antiinflamatoare, cicatrizantă, cu arnică montană. Vine într-un gramaj de 100 de mililitri, dacă nu mă înșel că este 100 de mililitri și sper să nu mă înșel. Este 100, da. Este un produs ladies, vă recomand toate din această gamă, sunt foarte bune, așa că dacă nu aveți catalogul, vă rog să intrați în linkul care l-am lăsat la descriere ca să vă uitați pe catalog și să vedeți ce minunății din această gamă puteți să cumpărați și la reducere, de ce nu? Nu văd de ce să cheltuiți mai mult decât trebuie. Haideți să o desfac, nu știu dacă pot. Nu știu dacă pot să desfac, nu pot să o desfac, poate la final. Încă un motiv pentru care am plasat această comandă a fost acel parfum Familiarity și acesta Aristea Diamond Noir. Acesta este cu ambră, unul din cele trei parfumele de pe pagină. Ia să-l și desfacem, fiindcă este sigilat, să vedem cum miroase, cum se prezintă el. Eu am să vă spun părerea mea sinceră despre aceste parfumuri. Acum mă scuzați că o să fac puțin zgomot. Cutia este foarte frumoasă, vine foarte bine ambalat. Ia uitați, în interiorul cutiei am primit această cărticică, Aristea Diamond, foarte frumos. Dacă o voi desface, voi găsi mai multe varietăți ale parfumurilor. Ia să și vedem cum este parfumul, fiindcă ăsta e principalul motiv care ne interesează și ne interesează parfumul. Nu vă imaginați că este ambalat slab, fiindcă este ambalat foarte, foarte bine. Ia uitați ce bine arată acest parfum. Mă duce cu gândul la parfumurile arabești. Diamond Noir de la Aristea. Vine într-un gramaj de 65 de mililitri. Este acela cu 36 de luni de la deschidere. Este acela cu ambră, mai misterios, mai pentru seară. Ia să vedem și cum miroase. Am pulverizat odată pe mână, fiindcă nu obișnuiesc să pulverizez pe căpăcel. Wow! Wow! Deci, nu pot să vă spun cât de bine miroase, fiindcă miroase foarte bine. Odată mi-a venit așa mirosul la nas, deci îl ador. Pot să vă spun că îl ador. Deci este exact ce-mi trebuie. Dacă știți parfumul Amber Elixir de la Oriflame, să știți că acesta seamănă foarte mult cu el și cu atât mai mult are un plus de note foarte, foarte, foarte interesante. Să știți că am să vă las în descriere, fiindcă acum nu am catalogul la îndemână. Am un catalog pe fundul cutiei, dar o să vi-l prezint la final. Miroase excepțional de bine. Deci nu vă pot spune cât de bine miroase. Este un miros condimentat, ambra se simte foarte, foarte, foarte bine. Sunt foarte mulțumită de parfumul ăsta. Cu siguranță o să mai comand parfumuri din această gamă și sunt foarte încântată că l-am luat. Deci mulțumesc, ladies! Am aici un spray de la Nike, spray deodorant. Este și apă de toaletă, l-am luat pentru cineva pentru a-l face cadou, de aceea nu o să-l desfac, este pentru bărbați și vine la 200 de mililitri. Apoi, fiindcă este sezonul mai rece și fiindcă scalpul tinde să se îngrașe mult, mult mai repede și mai tare, eu am ales de la această gamă Rosa Impex, parcă. Rosa Impex, niciodată nu țin bine minte gamele, tot timpul le pocesc, trebuie să le pocesc eu cumva. Este vorba de acest șampon cu pin,
parcă îi spune, nu știu dacă are în română, ba da, are un română, șampon universal PIN cu gudron natural de PIN. Bineînțeles că au venit de afară și este rece și s-au aburit un pic, 250 de mililitri. L-am mai avut, vreau să vă spun că eu l-am mai testat. Îmi place foarte mult, este foarte bun pentru mătreață. Deci, dacă nu știți cu ce să vă mai dați pentru a scăpa de mătreață, eu vă recomand șamponul ăsta cu PIN, cu gudron de PIN de la Rosa Impex. Este o firmă bulgărească, parcă așa, bulgărească, da, de cosmetice destul de naturale și foarte bune, foarte accesibile și ieftine. Eu am luat două din aceste șampoane, fiindcă îmi plac foarte tare. Deci două am luat, fiindcă am beneficiat de cum să vă spun eu, de o ofertă, să zicem așa, Ladies premiază clienții care comandă într-un număr cât mai mare. Asta ar veni dacă ați plasat o comandă de 100 de lei, veți primi cadou. Dacă ați plasat comandă de 200 de lei, alt cadou și 300 de lei tot așa. Dacă ați plasat o comandă de 1000 de lei, cum ar veni, veți primi un singur cadou, dar unul foarte scump, cum ar veni un set de pensule de la Catherine Arley sau ceva mult mai scump, ceva mult mai scump din catalog. Eu le-am menționat în comentarii la cei de la Ladies, la comentariu de la comandă, să-mi pună niște mostre ale șamponului For Long Lashes. Arată cam așa. Bineînțeles că am dorit să-l testez. For Long Lashes este acea gamă. Este un pic mai scump acest șampon și balsam. Aceasta este mostră de la balsamul de păr. Ei mi-au trimis 10 mostre toate ale balsamului, deci niciuna a șamponului, eu le-am spus clar a șamponului, dar mi-au trimis a balsamului, nicio problemă, cu altă ocazie, oricum mi-au făcut cadou 100 de mililitri, fiindcă fiecare are 10 mililitri, 100 de mililitri de balsam de la For Long Lashes și pentru asta le mulțumesc, fiindcă, cum v-am spus, nu este un balsam atât de ieftin, este un pic mai scumpuț, 60 ceva de lei, dacă nu 70 de lei, balsamul. Deci am primit acesta cadou, dacă se mai poate vedea cadou aici, așa a scris pe această punguță. Apoi, tot pentru a face cadou, am ales acest deodorant pentru bărbat, 5 Ingredients for Men Cool. Cred eu că este din acela cu un efect răcoritor, nu știu sigur, oricum sunt foarte bune, am mai văzut persoane care au comandat și sunt foarte, foarte bune, este din acela stick, încă unul pentru bărbați, antiperspirant 24 de ore, deodorant Camille Stick Gel, cred că este pentru bărbați, în catalog așa scria, deodorant cu ulei volatile de lavandă și afine. Oricum, nu scrie pe el că este de bărbați.